Nu, mie mi se pare că ai o situație de război just când vorbește, el exemplifică asta prin chestia din India. Ar fi trei trăsături, Stai, care? arme, Scuze. să nu dai cu arme limitate, arme pre-moderne, să nu dai cu bombe nucleare, pentru că așa omori civili. A doua era să n-ai armată obligatorie și a treia era să războiul să fie finanțat din donații, din Voluntari. voluntari. Logic. Și asta mi se pare chiar că e nu calcă principiul non-agresiv, e un tip de război just, adică nu agresezi deloc. Stai, Păi totul e finanțat din donații. da, după ce Gândește-te după la ce s-a o... întâmplat tot ce ai zis tu, depinde ce faci cu această adunătură de capital violent. Nu contează, Da? e o donație. Ca Nu, cum ai nu. dona mafiei, dacă tu donezi mafiei Și noi nu trebuie acțiunea, să se tu trebuie să păstreze. delimitezi acțiunea, deci resursele, să zicem că ai niște miliardari care îți plătesc tot. Trebuie să se Soldați, păstreze și arme. primele condiții, Alex. Deci nu tragi în inocenți. Da, nu folosești arme nucleare. Nu, De dar ca să zic. rămâne just. Ca să rămâne just. Deci Costel a dat trei condiții. Da? Prima Da. dintre ele era să nu folosești arme de distrugere în masă, care se extinde la faptul că să nu tragi Da. în inocenți. Bine, dar tot poți să rămâi agresiv. Eu asta sunt Păi blocat un pic. nu e ca și cum o Păi organizație cum poți să mafiotă. fie, cum poți Nu, agresiv în să exterior. fii agresiv Nu, și că să nu da. tragi în inocenți. Asta două nu se... Nu, cred că n-am fost atent. Deci, din acele trei trăsături, dacă tu le aduni, totul voluntar, fără arme mari, tra-la-la, Așa? și te duci și ataci pe unii, Păi e nu, că da, ok. păi A, asta spun, de sunt un apărare. pic... A, scuzați, ok. Da. Tăiați, Eu am senzația că tu tăiați. ziceai, păi și rămâne statul cu ele, ceva de genul ăsta. Păi și chiar dacă rămâne, ca și cum tu ai dona un laborator de informatică la stat. Da. Înțelegi? Da. E în proprietate legitimă, ca și cum ai dona unei organizații mafiote. Yes. E proprietatea lor legitimă, chiar dacă ei au alte venituri nelegitime și nu știu, din taxe de protecție. Dar banii pe care i-ai dat-o nu sunt voluntari. Și acțiunea lor e voluntară. Deci acțiunea, De dacă rușii, donație. dacă ucrainenii apelează doar la metode voluntare, acțiunea lor de a folosi soldați și nu știu ce, nu e, nu Da, comit da, da. nicio agresiune.